Bună ziua, dragilor, și bun găsit la întreaga profesie. Am stat pe gândul bună ziua, bună seara. Tema de vacanță, da? Casă, clasa a șasea. Ce faci, Ioan, pornim? Repede, fără introducere. Algebra. Așa, un test, nu? Da. Test. Testul cât e acolo, zice, pune? Doi. Testul doi. Algebra. Prescriptoria lui 24 se găsesc în șirul următor. Stabiliți. Deci 024 egal, hai să-i punem noi și vă punem și șirul. Da. Este 1, 24, 2, 6, 2, 3, da, 3, 6, nu era ca și dat, deci 6, da, 3. Da, așa. Și 2, 3, 6, hai. Aici. 2, 3, 6. Ai zis 2, și 8. Okay. 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 E locul la genii ca să spuneți chiar în locul 8. Păi, de ce ai zis? 7. Deci, 1, 2, 4, 2, 3, 6, 8 și 12. Și 4, cred că nu? Da, și 4. Și 4. 6 ori 4, 24. Deci și 4. Nu uita asta. Avem greșit bine pe toți. De fapt știam noi că puteam zice așa că 24 ca face 3 ori 8. 3 ori 8, da? Fac 24. Dar mai altă scris 3 ori 2 la 3. 3 ori 2 la 3. Și atunci avem 1 și 24, după care 2, 2 la 2 care înseamnă 4, 2 la 3 care înseamnă 8, 3, da. Și până 3 ori 2, 6, 3 ori 4, 12, da. Da. Ca să-i prindem pe toți. Deci mergem, urcăm, putem pe fiecăruia, 2, 4, 8 și 3, da, și până 3 ori 2, 3 ori 4, 3 ori 8, 24, da, e pus aici. Bun. Și care e șirul? 8, 48, 126, 54, 3, 18, 24. 24. Deci, întreabă, Darius, câți dintre divizorii 24 găsim aici? Nu? Care sunt cei? Nu? Dintre divizorii 24 care găsim aici. Și a făcut divizorul 24 înainte. Am scris mulțimea și domnul șirul ăsta. Este 8. 8, care sunt bine. 6. Da. 3. Da. Și 4. Și 4. Trebuia să-i găsim, să-i concret, să-i da. Funcționa. Deci, cât divizoarea lui 24 se găsesc în șirul următor? Răspuns, cât divizoarea lui 24 se găsesc? 1, 2, 3, 4. 4. Deci, 4 divizoare. 4 divizoare se găsesc în șir. Să găsesc în șir. Mai departe. 2. 2. E vorba de un test pe care facem. Da? Așa. Scrieți toate numerele divizibile cu 45 forma. Scrieți toate numerele divizibile cu 45. Divizibile cu 45. De forma. De forma. 6, 7, 2, AB, cu bară deasupra. 6, 7, 2, AB, cu bară deasupra. Da. Scrieți toate numerele. Divizibile cu 45. Da, de forma, de forma asta. Adică autora zice așa. Găsiți toate numerele, mulțimea tuturor numerelor. Da. Deci, notăm cu amare. Mulțimea tuturor numerelor de forma 6, 7, 2, AB. 6, 7, 2, AB. Deci, numele care sunt din câte cifre? Din 5 cifre. Da. 2, 4, 5 cifre. Care să aibă ce calitate acestea? Să se divide la 45.
Da? Să se divide la 4 și de ce scriu proprietatea? Acum când punem parte, dincolo de mare punem proprietatea. E vorba de față de 6, 7, 2, A, B, se divide la 45. Adică mai putem spune că se divide și la 5 și la 9. Asta ar fi. Deci, echivalent. Și la 3. Dar dacă l-avem pe 9... L-am descompus pe 45. 9, 5. Da, da. Deci, l-avem incorporat pe 3. Dar, 9, 5, 4, 6, trebuie la cei doi din zonă, da? Deci, trebuie ca 6, 7, 2, A, B, se divide la 45, echivalent, poate spune că 6, 7, A, B, 6, 7, 2, A, B, se divide odată la 5 și, 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 tot același, 6, 7, 2, A, B, se divide și la 9. Deci și la 2, și la 5, și la 9. Când se divide la 5? Când o trebuie să iei la 5. Deci, fiindcă avem această condiție, luăm de parte 6, 7, se divide la 5, dar și numai dață, pentru condiția asta, B aparține mulțimii factorilor? 0 sau 5. 0 sau 5. Da? D are una dintre valorile 0 sau 5. Și la 9? Atunci când ultima cifră este multiplu... Nu, da, suma 9. Când suma cifrelor de un număr care se poate la 9, la un multiplu de 9. Da. Și noi cum credeți că o să facem? Fiindcă pe are două variante. Păi o să facem 6 plus 7 plus 2 plus A plus B. Dar primerul putem fixa o dată. Primerul putem lua într-un caz. Da. Mergem cu cazul întâi. Hai să zicem așa, cazul întâi. Cazul întâi. B o să fie cât? B. B la fără. Și atunci ce de, cum devine numărul? Numărul devine 6, 7, 2. B, 0. B, A. 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 A, 0. A, 0. A, 0. Și ăsta trebuie să se divide la 9, la 5 e asigurat. Da. Dacă și numai dacă, Ștefania? Dacă și numai dacă suma... Adică 6 plus 7. 6 plus 2 plus A plus 0. Plus A plus 0. Adică e la cum te face aici? 6 plus 7... 13. 13 și 2, 15. Deci 15 plus A, 15 plus A, să se divide la 9, că 0 nu mai are acea contribuție, adică echivalent cu... A egal cu 3. Odată A o 3, 15 și cu 3, 18. Deci, dacă și numai dacă A aparține mulțimii valorilor 3, prima valoare, altă valoare pe care o mai poate lua, după 18, 27, dintre ori 9, 27, da? Dar 15 și cu cât se mărește evident? Depășește. Da. Depășește că proximitatea de cifre. Da. Da? Și deci nu e A egal cu A aparține mulțimii 3? Adică, iată că am găsit în A mare, primul element, A mare egal cu mulțimea, 6, 7, 2, 30. 30. Primul număr găsit. Da. Pentru cazul acesta, B egal cu 0, singur număr. B egal cu cine acum? B egal cu 5. 5. Și atunci, 6, 7, 2, A, 0, se divide la 9, dacă și numai dacă, 6 plus 7 plus 2 plus A, aici nu trebuie 0, 5 pe care a pus. Că te voi 5. Da? Da? 6 plus 7 plus 2 plus A plus 9 e ca voi să te face suma 15. Plus 5. Plus 5 plus 5 plus 5. Cât face suma? Suma face 15 pe la aici cu 5. 20 plus A. 20. 20 plus A. Se divide la 9. Dacă și numai dacă, cât să fie A? 3 plus 7.
Ai dat cu 7. Deci rezultă că aparține mulțime frumoasă. Ai dat chiar numai cu 7 pe faptul primei vorbiri. Da? Așadar, ce element mai adaug eu acum? 6, 7, 2, 5. Da, 6, 7, 2, 7, 5. Dacă sunt curioși prietenii noștri, nu am decât să încerc să-l bată pe ăsta la 45, că sigur se bate. Da. La atât ăsta că și celălalt. Care a fost miezul problem? Ce a avut autorul să afle pe liștiul ăsta la noi? Dacă știm regulile, când se divide la 5 și la 9. Asta a vrut să afle, da? Păi scurt, dacă se sizăm că în 45 se află 5 ori 9, și până să ne întrebe, se divide la 45 dacă se divide la 5 la 9. Deci a spus divizibilitatea la 5 la 9, cele două criterii, la 5 la 9, tot cazul acela și tot a fost randemul, da? Și sigur să fim atenți că e vorba de cifră. Nu te poți de nou, atât la opțiune de nou. Deci mai departe, 3. Calcula cel mai mic divizor comun, cel mai mare multiplu comun al numerelor. Cel mai mic multiplu, cel mai mic multiplu comun. Așa. Și cel mai mare divizor comun al numerelor. Pentru numerelor. 120, 30 și 450. Deci avem 4 numere, da? Da. Bun, începem. Pentru 18. Ce facem? Știm tehnica. Descompunem un factor, găsim descompunem factorii prim, la diverse puteri, și acolo știm. Să avem cel mai mic și cel mai mic. Cel mai mic, cel mai mic, cel mai mic, cel mai mic. 18 cu cine este eu? Cu 2 ori 9. 9 ori 3 la 2. Deci 2 ori 3 la 2. Mergem mai repede așa la sistemă de lume. 120. Hai să vedem dacă 120 îmi prezentă la asta. 120. Ar fi pe 2 ori 5 pentru 0. Da. 2 ori 5 fac 10. Da. Și tăiem un 0. Și rămâne 12. Mergem prin 3. Prin 3. 3 ori 4. Da, 3 ori 4. Deci să spunem 2 ori 5. Am să rezolvate 10. Ori 3 ori 4. Care înseamnă mai departe, 4 e 2 la 2. Da. Și face atunci 2 la 3. 2 la 3, 5, 3. Și cu 120 l-am lămurit. Da. Eu am să scriu chiar de desubt, ca să fie acolo, să văd bine cum fac descompunerea. Așa încât zic pe o dată că 120 e 2 la 3. 2 la 3, 4, 5, 4, 3. În urmă, 30, da? 30. Este... 2 ori 5. 2 ori 5 pentru 10. 5 ori 6 la 30. Da. 5 ori 6 înseamnă 2 ori 3 ori 5. 2 ori 3, 2 ori 3 ori 5. Și 450. Mai întâi pentru 10. 2 ori 5. 5, hai să zic așa, 2 ori 5 aici, după care 45, 9, deci vine încă 5 ori 9, care 3 la 9. Și atunci vine 2 ori 5 la 2, ori 3 la 9. 2 ori 5 la 9, ori 3 la 9. Acum, să aflăm multiplul mai întâi. Cel mai mic multiplu comun egal cu? Egal cu 3 la... Da, 3 la 2. Hai să răspund, rămurim cu 2. 2 la 3. 2 la 3, cel mai mare, da? Deci tu ești puterea cea mai mare. Deci 2 la 3. Deci de ce e comun? Pe cel cu... Mai avem comun 3. 3 la 2, adică? 3 la 2, corect. Și mai avem 5 comune, iarăși o trebuie. Da, 5 la 2. Ori 5 la 2. Asta este, nu? Da. Dintre cei comuni, luăm pe cei cu puterea cea mai mare. Ce înseamnă comun? Măcar de două ori întâlnit.
Dacă îl întâlnim de două ori, îi putem compara și cum putem cele mari. Și luăm și pe cei necomuni, toți necomuni. Dacă ar mai fi o șapte, un cap, un 11, orice alt număr, punem în continuare mulțimea cei. Și cei necomuni. Da? Iar cel mai mare divizor comun este 2 la a 3-a. Nu e 5 la a 1. La divizor celor numai comun. Dacă omul înseamnă să găsesc la toate numele. Adică 2 la a 3-a. Dar la puterea care? Cea mai mică. Cea mai mică. 2. Deci la puterea cea mai mică. Deci dintre cei comuni, atenție, numai dintre cei comuni, căutăm pe cel puterea cea mai mică. Adică 2 ori 3. 2 la 1, da? Da. Mai avem comuni. Pe 3. Pe 3, peste tot este 3. Da, da. Deci comun în lor, la ce putere? La 3-a. La? 1-a. Deci 2 ori 3. Și mai avem și 5? Da. Poate fi să o bătem la 5 comun? Da, pentru că e la 2. Trebuie la divizor? Nu comun. Păi nu-i comun. Dar e necomun, nu-i comun tuturor. Da. Și dacă nu-i comun tuturor, nu am treabă cu el. Îi de două ori, putea să fie și 3 ori. 5 chiar e de 3 ori. Uite-ați, 1, 2, 3, de 3 ori întâlnit. Da. Dar fiindcă nu te reși la celălalt, nu am treabă cu el. Și, deci, atenți la divizorul de cei comuni tuturor numerilor. Căutăm. Deci, asta este 5, 6. Deci, cel mai mare divizor comun, 6 este. Atenție, ce calitate are din multiplu? Multiplu are calitatea că el se împarte la toate celelalte. Deci, ăsta este un număr mai mare decât 450. Sau chiar 450, hai să vedem. Nu-i, nu-i 450, că e 5 la a doua, 3 la a doua. Și 2. Da, 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 chiar e. Deci 2 ori 3 la 5 la 2 ori 3 la 2 și este 450. Ăsta este numitorul comun. El se împarte sigur la 450. El se împarte și la 30. El se împarte și la 120. El se împarte și la 18. Deci este un număr cel mai mic cu putință, care are calitatea că se împarte exact la toate numerele acelea. Iar divizorul e cel mai mare număr cu putință care, ce face? Le divide pe toate, adică toate, dacă le luăm în parte, se împart la 6. Dar nu este unul mai mare decât 6. De aia se cheamă cel mai mare divizor comun. Deci el le divide pe toate, dacă unul mai mare decât 6, nu există ca să le împartă pe toate. 18 se împart la 6, 120 se împart la 6. Da, că face 12 și 0. Da? Deci face 2, 20. Da? Da. Așa face. 30 se împarte la 6. Da. Și 400 se împarte la 6. În mod sigur se împarte la 6 și ne dă 25 ori 3, 75. De ce am zis că 25? Că eu am zis 6, am zis 2 ori 3. Vedeți cum foarte rapid. 2 ori 3, pun mâna pe 2, pun mâna și pun 3 de aici. Și urmați 5 la 2, care fac 25. Și omul așa un 3 deci, deci 3 la 2 era și am un 3. Atunci, 25 ori 3 fac 75. Deci știu restul cât o împărțire foarte rapid. Deci, hai să vedem ce a făcut autorul aici. Știi cât îți am urmărit el prin edificiul ăsta? Să vedem dacă ne aducem aminte cum se calculează CMMDC-ul și CMMDC-ul. Da. Și adică, așa, descompunem toate numerele în factori, în factori primi, la diverse puteri. Și cum începe? Cel mai mic multiplu comun, el este mai mare decât toate sau egal cu unul din ele. Deci cel mai mare dintre toate, sau egal cu unul. Ce calitate are asta? Că el se împarte la toate. Cum e 400 de se împarte la toate. Cel mai mare dintre comun este cel mai mare număr? Că cu putință care se împarte la toate. Care, care le împarte, le împarte. Deci e cel mai mare număr 6 cu el. Care se împarte, le împarte pe toate, le împarte pe toate. El este un divizor. Dacă e divizor, toate dacă îl împărțim la 6, mai mult la 4 cu 6 nu este. De aceea spune cel mai mare.
Și divizorul ce calitate are? Divizorul tocmai asta, că le divide pe toate celelalte. Și este cel mai mare număr care le divide pe astea. Bun. Deci mai departe, 4. Determinați numărul natural N este 2 la N plus 3. Deci N natural, așa încât, 2 la N plus 3 plus 2 la N plus 1 plus 2 la 3 egal cu 88. Hai să dăm cu 8. Mă gândesc să dăm un factor comun pe... putem? Pe 2 la N. 2 la N? Că aici cum n-am mai putea scrie pe 2 la N plus 3? 2 la 2. 2 la N ori 2 la 3. Că de unde provine anumarea exponenților de la mulțirea două puteri? Da. Deci aici e unul din 2 la N plus 3. Hai să scriem așa ca să dragi toți prietenii noștri. Deci 2 la N ori 2 la 3. Plus, la următor, cum mai poți să scrie pe 2 la N plus 1? 2 la N ori 2 la 3. Deci 2 la N. Plus 2 la 3, plus? Plus 2 la 9. Plus 2 la 9. E cam cu? 88. 81. 88, așa ai zis? Da. 88. Eu am înțeles greșit. 88. Și acum? Acum dăm un factor comun. Se vede factorul comun. Da. Între noștri, văd? E factor comun tuturor. Așa că așa rău mi-a spus. Și nu observat, dar după zis bine, că 2 la N e factor comun, însă acum vedem și mai clar, pe 2 la N pe lângă. 2 la N pe lângă, 1 plus 2 la 3 plus... 1 plus? Nu. 2 la 3. 1 ori 2 la 3. 1 ori. E mulțire aici. Ori 2 la 3. Dacă ar fi cum a fost spus, atunci putem așa, dar așa, din ăsta vreau 2 la 3. Deci 2 la 3 plus... plus 2 la 3. 2 la 3 la N și plus? Plus 1. Plus 1. E clar, da? Egal cu 88. Ce ar fi echivalent? Zici tu 2 la N, Darius, 2 la N, ori? 2 la N ori 3, 8 plus 10, 11. Ori 11, da? Egal cu 88. Deci 2 la N ori 11, egal cu 88. Și acum o împărțim pe 88 la 11? Deci 2 la N va fi egal cu 2 la N egal cu 88 împărțit la 11, adică egal cu cât? 2 la cu 8. 8. Da. A. Deci avem 2 la N egal cu 8, adică 2 la 3. 2 la 3 scriem în loc de 8. Deci 2 la N egal cu 2 la 3 și dacă avem așa o situație, cât este N? Da, adică N egal cu 3. Deci de aici rezolvă că N egal cu 3 și am terminat. Mergem mai departe, să ne ducem la 5. Te rog. Trei autobuze pornesc din aceeași stație, la aceeași oră, în direcții diferite. Primul autobuz face cursa dus-întors în 90 de minute, al doilea în 45 de minute, iar al treilea în 150 de minute. După câte ore vor pleca din nou, din aceeași stație la aceeași oră. Mai citim o dată că era amuzat mă buletele, da? Cârpă. Da. Trei autobuze pornesc din aceeași stație la aceeași oră, în direcții diferite. Așa. Primul? Primul autobuz face cursa dus-întors în 90 de minute. Deci încheie... nu? Da. 90 de minute. 90 de minute. Traseul ăsta nu se întoarce. Al doilea, în 45 de minute. Al doilea, în 45 minute. Iar al treilea, în 150 de minute. În 150 minute. După câte ore vor pleca din nou din aceeași stație la aceeași oră? Deci ele pornesc în același timp. Da. Se duce și toată treaba așa și întrebarea este, după câte ore, toate pleacă din nou, la același timp. Putea înmulți 90 cu 45, 150, după aceea să ne întorsim pe toată la 3.
Dar este personal de vedere că trebuie să justifice acționarea tău. Pentru că sunt trei autobuse. Eu mă gândeam să le adunăm și după să le împărțim la trei. Tu propui să le adunăm și după să le împărțim la trei. Dar a le adunăm, înseamnă timpul la primul, plus timpul la al doilea, plus timpul la al treilea. Adică toate la un loc. Tot timpul împărțit la trei înseamnă un timp mediu. Cum ar fi media aritmetică. De-aia împărțim la trei. Uite, acum voi știți din clasa despre media aritmetică, nu? Că din clasa 4. Aproape din clasa 4 ați aflat, dar acum chiar ați trăit-o în clasa a 5-a, deseori nu se calcula media. Da. Deci când ne adunăm și împărțim totul la 3, nu facem altceva, decât să aflăm media aritmetică a șelor. Da. Crezi că intră în discuție? Simți când ăsta e culoarul, nu reușește. Deci, ăsta se duce, 90 de minute, dus, întors, iar dus încă 90 de minute, încă 90 de minute. Eu facem, să zicem, un număr de curse, dus, întors, dus, întors, nu se găsește decât pe traseu. La un moment dat, tot în, așa, se întâmplă că fiecare respectiv duși timpul ca să se întâlnească toți deodată. Înseamnă că noi căutăm un timp care să se împarte exact. Așa, căutăm un timp care să se împarte exact și la 90, și la 45, și la 150. Așa că descompune toate simptomele. Dar stai să zic, ce crezi că vom afla la timp pe ăștia? Cât timp se va... Dar da, ce să fie, din punct de vedere matematic, numărul acela? Orele. Nu. Ce să fie, din punct de vedere matematic? Deci noi, el se duce, primul se duce și se întoarce, și tot face. O curs se duce întors 90 de minute. Iar o curs se întors 90 de minute. Iar 90 de minute. Ăsta face mai multe curse. Care dintre ei credeți că face cele mai multe curse? 45 minute, cel 45. Ăsta face multe curse, nu? Dus-întors. Iată, bunoare, cât ăsta face o singură cursă, ăsta face două. Da. Așa, atunci... Da? Pentru că 90 se împarte la 45. E nimeni decât. Da? Dar 150, ăsta face cel mai puțin. Cât face... Păi cât face ăsta două curse. Două curse. 300 de minute. 300 de minute. Sunt 300 de zăpate, la 45? Da. 300 de minute, să împarte la 45, oare? Te spuneam. Dacă nu știu ce. Dar sunt matematici. Știți, ca să vedem câte curse ar face ăsta, nu? Ca să vrem așa. 45 în 30 nu merge. Atunci mergem de câte ore? De două. 8 ori. 8 ori. 5, 40. 8 ori 4, 32. Nu merge de 8 ori. De 7 ori. De 7 ori. 5, 3. 5, dar nu place că rămâne cu 5, 7 ori 4, 28. De 6 ori. De 6 ori 5, 30, 0, 6, 3. 6 ori 4, 24 și 23. Nu se împarte exact. Se simte clar. Înseamnă că ce bine ar fi să găsim alt număr, încât ăla se împartă exact și la 45 și la 90. Că dacă se împarte exact la 45 și la 90... Adică afla cel mai mic cel mai mic multiplu comun, sigur că da. Aflând cel mai mic multiplu comun al numerilor. Vedeți că la început nu ne dăm seama ce aflăm. Dar ușor am înțeles că noi căutăm un număr care se împarte exact. Un număr de minute. Da? Un număr de minute. Sigur că da. Deci căutăm cel mai mic multiplu comun. Pentru ce numere? Pentru numere. 90, 45 și respectiv 150.
Și cum am spus, știm tehnica, descompunem fiecare și pe mai fără cel mai mic continuu comunal. Da? Deci asta e tehnica de lucru. Dar important a fost să înțelegem ce aflăm. Că ai de aia tot insistat, din punct de vedere matematic. Cum traduce problema? Deci 90 e egal cu? Cu 3 ori 3. 3 la 2 ori 5 ori 2. 3 la 2 ori 9, 5 ori 2 face 10. Deci 3 la 2 ori 5 ori 10. 45. 5 ori 3 la 2. 5 ori 3 la 2, 5 ori 9. Da. 5 ori 3 la 2. Și 150. Egal cu 2 ori 5 la 2 ori 3. 2 ori 5 la 2. Pentru că tu ai zis 2 ori 5 aici. Și mai bine 3 ori 5 în 15. De aia zis 2 ori 5 la 2 ori 3. Și acum, cel mai mic multiplu comun este? Ștefan Ghina. Cel mai mic multiplu comun este 3 la 2. Corect. 3 la 2. Ori 2. Ori 2, foarte bine. Și ori 5 la 2. 5 la 2. Foarte bine. Și 5 la 2 face cât? 25. Ori 2. 25 ori 2, 50. 50 ori 9. 5 ori 9. 45. 450. 450. Ei! Dacă ne gândim după 450 de minute, 450 se împarte exact la 150. La 150. Pentru că vine 150 la ori 3. Corect. Se împarte și la 45. Da. Se înseamnă de 10 ori. Se împarte și la 90, se înseamnă de 5 ori, nu? 5 ori, nu? Da. 45. Deci, primul face câte curse? 5 curse, cât 5 ori 45. Al doilea face 10, parcă am zis noi? Da. Și al treilea face 3 curse. Deci după 450 de minute. Acum cât înseamnă 450 de minute în ce se trează? În ori. Și împărțim 450 la 60. Că o oră are 60 de minute. Da. Deci, nu zile. Da. 450 împărțim la 60 cu 0. Repede am terminat. De 6 ori. 6 ori 6. Nu, de 7. 7 ori 40. Și rămâne 3. Și 30. Pune în virgulă. Și mai după, de 5 ori. După 6 ori și jumătate. 7 ori și 30 de minute. 30 de minute, că înseamnă jumătate de ore. Nu, ne rămas 30 de minute. 7 ori și 5 ori reprezintă jumătate de oră. Da? Deci după cât? 7 ore și 30 minute. Minutele știți cum se notau, parcă așa cu minuții. Da. Și secundele se notau cu 2 ore. Da. Dar după la 1 secunde, de cu ce se notează? 10 la 6, nu? La minus 6. Deci e împărțit 9. Da. Hai să vedem aici și termină povestea. Deci după câte ore se întâlnesc din nou? Deci au plecat start și după 7 ore și jumătate iar se întâlnesc toate și pleacă. Foarte interesant de problemă. Vă invit să privim cu atenție conținutul problemei. Deci spune așa autorul. Cele 3 autobuze pleacă, se duc își fac treaba, durează timpul ăsta. Ați spus autorul partea practică, cel mai mic multiplu comun. Când s-a mai întâlnit ele? Încă 7 ori și jumătate. Deci din 7 ori și jumătate, 7 ori și jumătate, se întâlnesc dacă mergi continuu. Da, probabil că nu merg o singură, vreau să spun că o singură, în 8 ore de lucru, după 7 ori și jumătate, se întâlnesc și mai fac treaba, nu știu cât timp mai durează, dar important este că înțeles ce parte practică are multiplu comun.
Partea practică, da? A problemei. Așa. 6. Determinați numerele prime A și B și indică. Determinați A și B prime. Da. Știți? Indică. 2 ori A minus 5 ori B. 2 ori A minus 5 ori B. Egal cu 16. 2 ori A minus 5 ori B egal cu 16. Ce A și ce B să punem noi acolo? Sunt prime. Adică ce înseamnă sunt prime? Care adică... Nu au divizor. Da. Nu au divizor decât pe unul și pe el însuși. Deci noi aici trebuie să punem un A și un B prime, încât după calcul se ne dea 16. Puteți ghici o pereche de numere prime. Să ghiciți mai întâi. Și până... Da. 11. 11 ar fi... 17. Astea sunt numele prime. Da, 3, 5, 11, 13. 3, 5, 11. Și 2. Și 2. Da. Că 2 n-are decât pe 1. Este singur număr prim par. Da. 2. Și faptul că aici ne dă 16, aici e 2 ori ceva, da. 2 ori ceva, aici e număr par. Și dacă B-ul n-ar fi și el par, la scădere ne-ar da el par. Da. Dar atunci, ok, că B-ul să fie număr prim par. Doi. Asta e. Asta e șmecheria. Fiți atenți ce tare a fost ghiști. Deci 2 ori ceva, minus 5 ori ceva, mai stăm cu 2 să fie în prime. Da. Dacă ăsta și ăsta ar fi fost prime, dacă ar fi fost... 2 ori ceva este număr par, în ce momentul spune, da? 2 ori ceva face număr par. Un număr par minus un număr impar. Uite, am făcut așa. Număr par, 24, minus un număr impar, minus 5. Cât îmi dă? 19. Îmi dă număr impar. Rămâne aici rezultatul număr par. Și chestia asta mă obligă să le obligă de obligatoriu de să fie prim par. B prim par. B prim par înseamnă B egal cu 2. Rezultă? Rezultă? B egal cu 2. Și atât ce tare e exercițiul. Deci B-ul e 2 și A-ul cât este, vedeți? 11. A-ul este poftim. 2 ori 10, nu? Deci B-ul este 2. Și au cât să fie? Dacă din cine să scădem pe 10? Pe 10. Deci 2 ori A minus 10 egal cu 16. Adică 2 ori A egal cu 16 plus 10. Adică 26. Nu? Da, 26. Împărțim prin 2. Și vine A, e dat cu 2 ori. 13. E dat cu 13. Foarte tare. Foarte tare. Deci, acționamentul pe care l-am făcut a fost acela că m-a trimis spre B2. Da. Și clipa în care B m-a trimis să fie 2, am oprit și am găsit pe A-ul foarte simplu. Da? Deci, mai repet o dată aici ca să înțelegeți bine. 2 ori A. 2 puțin cu ceva, îi doream un număr par. Și rezultatul face 16, mă obligă ca ei să fie tot par. Deci ăsta este par, da? 2 A este par, fiindcă se mulțește cu 2. Și fiindcă ăsta este, rezultatul este par, da? Par, înseamnă că de aici 5B, 5 ori B, exact par. Da? 5 ori 3 trebuie să fie par. Dar 5 nu este par. Cine este să fie obligatoriu? B-ul trebuie să fie, da? Deci, de exemplu, B e egal cu par. Dar B, sincer, nu e greșit să fie și prim. B prim. Ce B este și par și prim? B. E egal cu 2. Deci, de exemplu, B e egal cu 2. Foarte frumos.
frumos raționamentul, că am făcut exercițiu aici. Stefania, deci, mi-a și cu Darius, mi-a mers la inimă exercițiu. Pentru că, dintr-un raționament frumos, descoperim pe B. Sigur, număr prin par este, cum observați, de doi egal cu doi. Autorul ascunde această calitate a lui doi, de a fi primul singur număr prin par. Da? Rest 3, 5, 7, 4, sunt numere impare. Nu mai avem și calitate de număr par. Am fericitat cum? Determinați cifra X pentru care numerele 150, 120. X pentru care? Pentru care numerele 120. 120, 9, 37x barat, așa, nu? Numărul ăsta. 120 simplu și... Deci 120 înmulțit. Atunci spunem așa. 120 înmulțit cu numărul 9, 3, 7x. Nu, că zice... Și... Da? Sunt o parte? Unde e? 7. Determinat cifra x pentru care numărul 120 de o parte. Deci așa trebuie să spui. 120 e numărul de sine stătător și următorul număr este și... Și 937X. 937X, așa numărul ăsta. Nu sunt prime între ele. Deci... Nu sunt... Nu sunt prime între ele. Vreau să încercăm să înțelegem exercițiul. Mai citești tu ăla. Să găsim pe X. Determinați cifra X pentru care numerele 129,37X barat nu sunt prime între ele. Adică niciuna dintre ele nu poate să fie. Păi X. Nu, sunt prime între ele. Dați exemple de numere prime între ele. 3 și 12. 3 și 11. Dar 3 și 11 sunt prime 3 și 11. Chiar ele intrate individual. Eu zic și 6 și 7 sunt prime între ele. 6 și 7 sunt prime între ele, că n-au niciun divizor comun. 6 are 2 ori 3, dar 7 n-au nimic. Deci două numere sunt prime între ele, dacă n-au niciun divizor comun. N-au niciun divizor comun. În afară de ce? De unul este, nu știu, nu s-o gătim divizor. Notați asta. Două numere, se spun că sunt prime între ele, dacă nu au niciun divizor comun. Dacă nu au niciun divizor comun. În afară de 1. Și noi matematic scrim așa. A, B sunt prime între ele. A, B, prime între ele. Da, își scrim prime între ele. Să rămânem. A, B, le dau 1. Adică cel mai mare divizor comun acolo este 1. Prin notația asta se numește mai mare de lucru. Deci nu au altul. Nu pe 2, nu pe 3, nu pe 7. Cum am înțeles acum, ce înseamnă că aceste numere sunt prime între ele? Nu am niciun divizor comun. Adică dacă găsim toți divizorii cu 120, nu trebuie să fie și acestuia. Da. Hai să-i vedem divizorii 120. Adică să vedem cu 120, ca e egal cu 2 ori 5 ori 6. Ori 3 ori 4. Ori 3 ori 4. Ori 3 ori 4. Adică 4 ori 2 la 2, adică ar fi 2 la 3 ani. 3 ori 5. 5 ori 3. 2 la 3 ori 5 ori 3. Și acum, la 3, e luăm pe rând, nu? Deci nu trebuie să dividă la 2. Adică ultima cifră nu poate să fie 0, 2, 4, 6 și 8. Da. La 5 nu poate
să fie 0 și 5 la 3 suma cifrelor. Să nu se împartă la 3. Deci, echivalent în, din conținutul, hai să zicem așa, 120 și 9, 3, 7, x, egal cu 1, cel mai mare lucru comune al lor este 1, sau ele sunt prime între ele, dacă și numai dacă, dacă și numai dacă, 9, 3, 7, x, punem banii deasupra neapărat, 9, 3, 7, x, nu se divide, nu se divide la 2 și 9, 3, 7, x nu se divide la 5 și 9, 3, 7, x nu se divide la cine? La 3. La 3. Să luăm pe rând. Deci x nu poate să aparțină la... Exact. X, nu, mai întâi pentru prima parte, 9, 3, 7, x nu se divide la 2, dacă și numai dacă x nu aparține, sau x aparține, ce x aparține mulțimii 1, 3, 5, 7 și 9. Și 9. 1, 3, 5, 7 și 9. Deci nu se divide la 2, dacă la aici la sfârșit vedem 1, 3, 5, 7 și 9. Acum, 9, 3, 7, 9, 3, 7, x, nu se divide la 5, dacă și numai dacă x aparține, x, adică x nu aparține. Ca să zic, n-are voie să fie x-ul de 0 sau 5. Da? X nu aparține, hai să ne lipe așa, x nu aparține, mulțime 0 sau 5. Adică x nu are voie să fie 5. Da. Așadar, îl dăm pe 5 care avea voie înainte. Da. Da? Da. Și x nu are, să fie, nu are voie să fie și 0. Da. Deci din ce a rămas aici, mi-a rămas 1, 3, 7 și 9. 1, 3, 7 și 9. 4 variante, dar mai am încă o cerință. Nu trebuie să se divide la 3. Adică luăm mai întâi x egal cu 1, x egal cu 3, x egal cu 7. Și vedem dacă suma cifrelor se împarte la 3. Da? Și pe, dacă se împarte, tăiem acela. Deci, pentru, aici e pur și simplu, pentru x egal cu 1, înseamnă că numărul ăsta 9, 3, 7, 1, care e, sub, pentru care suma cifrelor, adică, pentru noi? 10 plus 10, 20. 20, deci 9 plus 3 plus 7 plus 1, egal cu 20, care nu se împarte la 3, da? Da. Și atunci numărul ăsta îmi place. Da. Deci x egal cu 1 îmi place. Pentru... x egal cu 3. Pentru x egal cu 3 avem... 9, 3, 7, 3. 9, 3, 7, 3. Care mă conduce la 10. 10, da. Și cu 12. 12, 20. Da. Deci vine 9 plus 3 plus 7 plus 3 egal cu 22. Care nu se divide la 3. Și asta nu e bun. X egal la 5. 6. X egal cu 7, deci să vedem ce trebuie să copiezi. Învățăm să fie 9, 3, 7, 7. Adică 9 plus 3 plus 7 plus 7 egal cu 10. Și pare. Face 25, da? 25 sau 26? Păi 27, 14 și cu 12, 25. 12 și cu 14, 26. Da. 26. Deci este vorba de... Eu știți, m-am făcut repede. 3 și cu 7, dar și 10. 97 și 16. 26, da? Deci 9 plus 3 plus 7 plus 7 face ca sumă 26, care nu se împarte la 3. Deci face și ăsta. În sfârșit, să vedem dacă face x egal cu cine, cu 9. Atunci, merge.
9, 3, 7, 9, 9. Da, egal cu 9 plus 3 plus 7 plus 9. 9, 3, 7. Adică 10 plus 18, 28. Deci 28 nu se împarte la 3. Concluzia este că toate cele 4 valori își plac. Dar nu puteam să luăm și X egal cu 0? Păi X egal cu 0 ar fi fost o situație delicată, că nu s-ar fi înțeles la 2. Da. Faptul nu se face, la 2 X are voie să fie 1, 3, 5, 7 și 9. Da. Și nu vrea să bat la 5, te învecini din ele. Și le urmează de cele 4, cum ai gândit. Finalul este că am avut șansa. Se găsim toate numele, e vorba de numele. Mulțimea X aparține, hai să spunem, X aparține mulțimii valorilor 1, 3, 7 și 9. Așadar, am văzut această problemă interesantă. Este, s-au dus timpul, nu? Cât este? 5. Fără 2 minute. Haideți să facem în felul următor. Facem sinteza. Dacă mai poți rămâne, nu mai poți rămâne, nu? Nici eu trebuie să plec. Și tu trebuie să pleci. Rămâne să ne vedem mâine. Mâine e joi, tu nu poți veni, dar eu vin. Da, așa. Trebuie să fac și recapitulare pentru teză. Așa, mâine la 4. Da. Ia să fii la 3. Poți să fii la 3? Da, sigur. Așa. Și rămâne în continuare și intrăm și cu clasa 5-a, da? Da. Bun, bun. Așa facem. Sinteza, oare. Și aici. A fost divizorul lui 24. Deci divizorul lui 24. Divizibilitate. Criterii de divizibilitate. Da. Apoi al doilea, 6-7-2 a 3 și divizat la 4. Este prins aici, cel mai mic multiplu comun, da. Cel mai mare comun. Și cel mai mare divizor comun. Apoi am făcut aici numele ecuație de cele sunt. Factor comun. Da? Și am mai avut aici numere prime între ele. Da. Acum am avut, nu? Numere prime între ele. Și problema cu autorul. Așa. A fost în cel mai mic multiplu comun. Da. A spus, da? Și cam atât, da. Deci, divizibilitatea cel mai mic, cel mai mare, factor comun, numere prime între ele. Asta a fost notarea, ce înseamnă numere prime între ele. Ce trebuie să facem acum? La revedere! Nu uitați like și share să vă abonați la Proful Online. La revedere! La revedere, la gata.